Salutare, dragilor! În acest video să vă arăt ce am făcut. Nu am filmat foarte mult aici, dar o să vă filmez o mică parte. Observați, am închis lateralele, am pus vată de 20, vată minerală, și după aceea am pus aceste plăci de heraclit, care sunt, unii le cunoaște, sunt fabricate de Knauf. Sunt pe bază de lână, de lemn, ar veni cadus ceva de genul. Și acum urmează să facem în partea din spate, acolo facem un perete despărțitor, exact cu același material, tot cu heraclitul. Și voi lăsa pe viteză să filmeze, în felul acesta veți vedea operațiunile, după care vom proceda, vom continua cu rigipsul. Observați cum sunt acele scânduri, le vom pune contra și vom placa cu, exact cu rigips. Aici avem rigips. Eu sper să vă placă. Urmează, acolo vom face o mică baie, dar urmează să terminăm cu izolatul. În acel perete vom băga aceste plăci, acestea nu știu cum se numesc, sunt tot așa un aglomerat de lemn, de etalaj, care le vom folosi la fel ca și izolație, ce le vom pune în partea din spate a peretelui, exact cum am pus și aici. O să vă arăt imediat în mare cam cum ar fi. Observați, pe spatele stâlpilor noi am pus scândură și între ele am băgat acele paie. Nu știu cum se numesc aceste plăci, chiar nu le-am căutat. Noi le-am avut aici în șantier, au fost rămase. Aici este terminat, aici v-am filmat de fapt. Am pus și podeaua de OSB. Este terminat, urmează să punem o ușă acolo care va fi fabricată. Bun, eu o să vă las pe viteză să filmeze și sper să vă placă. Observați cum am făcut acest peretuț, este la un metru aproximativ, am pus acei stâlpi și am prins scândura în șuruburi. Acum urmează să-i punem izolația, după aia să-l închidem cu heraclit. Și pentru cei care sigur o să vă luați de mine că lucrez în încălțăminte sport, i-ați văzut probabil, sigur i-ați văzut, bine, sunt rudar. De fapt sunt niște pantofi sport, foarte comod, foarte buni, dar cu niște pantofi sport nu se poate face așa. Sunt pantofi de șantier. Dar sunt foarte, foarte elegant, nu le fac reclamă, i-am cumpărat cu banii mei, dar sunt extraordinari, sunt chiar mai buni decât cei anteriori ce am avut de la DeWalt. Aceștia sunt mult mai frumoși, au o pernă de aer în spate la călcâi și se amortizează extraordinar de mult. Și sunt foarte elastici la picior, deci efectiv nu-i simți în picior.
este o plăcere să lucrez cu ei, nu-ți dai seama că sunt de șantier. Așa că să nu vă luați de mine că lucrez în Patosport sau Adidas, cum îi spun mulți. Urmează să punem izolația, aceasta este izolația, este puțin mai dificil de lucrat, dar este foarte practică. Avem ceva cuie? Avem. Un ciocan, dar nu știu unde l-am pus. Sunt cuie și au o șaibă, o tablă la cap să țină bine cu acestea, se prinde acest sistem, aceste baie să nu cadă. Iar peste astea se pregătește fără probleme și așa vine casa izolată. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. Was asking how deoarece acestea sunt scoase dintr-un perete. Am recuperat dintr-un perete și am trebuit să le aruncăm și ne-am curățat de tencuială și le folosim aici. Acesta este Heraclitul. Uitați cum se scrie. Heraclit cu capa de hârtie. Îl puteți găsi pe net, îl căutați. Este făcut de Knauf. Nu știu, probabil mai sunt și alți furnizori. Și este extraordinar. Acesta este pentru fațade, pentru exterior. Este mult mai dur și este impermeabil la apă. Acesta se folosește în mod deosebit la soclu. La soclul casei este ceva extraordinar. Și acesta este puțin mai dur. Iar acesta de aici, din partea asta, este pentru interior. Este de 3,5. Vedeți, este presat mai altfel. O să vă arăt puțin și peisajul, că astăzi este senin.
Aici suntem în paradis. Și să vedeți dincolo, în partea aia altă, ce peisaj superb avem. Ah, aici trebuie să intru. Aici avem soarele din față și nu știu cât se vede de bine, dar se vede. Aceia sunt Alpii și aici vedeți, aici pe munții ăștia sunt pârtii deschise, sunt unele din cele mai mari din Europa, sunt câteva sute de kilometri. Este o stațiune foarte cunoscută, Nespel se numește, și este în top 10 din Europa, din lume, nu știu. Florin? Da. Nespel este în top 10 din Europa sau din lume? Nespel. Stațiunea. Nespel. Nu, din Austria. Din Austria. Este frumos. Și acum aveți vedea cum prindem. O să-l prindem cu șuruburi și după aceea vom aplica gleț și plasă.